Tema discursului meu este practica și voluntariatul, profesionalismul dobândit în școală. Cu toții vrem să ajungem cu cravată, cu geantă, să mergem la servici, să avem un job, să avem și noi un job, să facem părinții mulțumiți, să câștigăm banii noștri. Dar ne confruntăm cu experiența. Cum vedeți și în imagine, noi, cei din facultate și chiar din școală, acesta este impedimentul nostru. Iar voluntariatul și stagiile de practică conduc la experiență și, într-un final, la loc de muncă. De ce voluntar? Vă pot da 1000 de motive. 1000 de motive care vi le pot înșira până mâine dimineață. Experiența în diferite domenii, construcții, mecanică, PR, orice, ne poate ajuta în cariera noastră, indiferent dacă urmăm sau nu. Și prin aceste experiențe, dobândim abilități practice și, de ce nu, competențe. Totodată, voluntariatul ne oferă răspunsuri. Răspunsuri și cu toți am avut răspunsuri. De exemplu, răspunsul care mi s-a dat prin acțiunile de voluntariat este cum să organizez un proces de recrutare într-un ONG. Iar prin acest ONG mi-am aflat și o pasiune de-a mea, că a face recrutări îmi place și mi-ar plăcea să am acest job. Iar tot acel, să zic eu, job din ONG mi-a oferit posibilitatea de a vedea dacă sunt în stare sau nu. Țin să vă mărturisesc că am prieteni care țin legătura chiar după luni bune, după ce am fost într-o acțiune de voluntariat. Și, de ce nu, un loc de muncă. Chiar mie mi s-a întâmplat să mi se ofere un loc de muncă, dar programul de la facultate nu mi-a permis acest lucru. Pentru mine, voluntariatul înseamnă viitor din toate punctele de vedere. Viitor înseamnă loc de muncă, prieteni, experiență și toate cele. Stagiile de practică sunt niște parteneriate între școală și societăți comerciale. Practicanții nu primesc nici o remunerație, la fel ca și voluntariatul, dar acumulează experiență și, de ce nu, chiar un loc de muncă, ca și în cazul acțiunilor de voluntariat. Profesionalismul se dobândește, niciodată nu se primește. Nimeni nu o să vină să vă dea competențe digitale, competențe de comunicare, dacă nu practicăm. Nu o să pice din cer absolut nimic. Trebuie să experimentăm cât mai multe să experimentăm cât mai multe situații. Mulțumesc! De ce în școală? Este locul în care practica se învață, iar teoria o câștigăm din voluntariat și stagiile de practică, iar răspunsul este un loc de muncă. Cum se îmbină școala cu ideea de a fi voluntar? Planificarea timpului, ceea ce ne ajută în viitorul nostru. Școală și voluntariat, după părerea mea, este cu siguranță un profesionalist dobândit în mod sigur. Vă mulțumesc frumos!